Și cu luna, pentru ce să-ți răscătesc? Cu ce te-ai răspătit? Domnul este cel ce răspătește ostenirile, dar în neprihănire. Dacă știi că poți să faci bine, de ce cântărești? De ce judeci? De ce alegi? Și nu cauți să te deprinzi, să fii supus în toate Domnul. Dacă aș fi cerut să-mi dai lucruri grele, n-ai fi făcut. Totuși n-am cerut nici jerfe multe, nici zile închinate, ci ți-am cerut inima. Și totuși nu mă dai. Pentru că adeseori sprijinia, nemulțumirea, frica, strigi cârtirea și mă întreg asupra orânduielilor, de ce, de ce, de ce? Oare pomul roditor care își împlinește menirea, își cunoaște vremea înfloririi, vremea frugezirii, a rodirii, dar cunoaște și vremea culesului, are el înțelepciune ca tine? Are el aparatură în care el să deosebească vremea și totuși cunoaște fiecare timp în parte și mi-ascultă porunca pe care i-am dat-o să rodească. Când te-am sărit în grădina neprihănirii, nu ți-am zis să faci lucruri grele, ci ți-am trebuit să-mi dai inima. Opriți-vă din gândurile voastre, din planurile voastre și dați-mi inima. Amin. Ca să pun pacea, ca să aveți nădejde, să nu vă tulburați, pentru că dacă ți-a deschide ochii să vezi ceea ce-o pregătit vrăjmașul împotriva ta, noaptea n-ai avea somn și ziua n-ai avea liniște și cu lacrimi te reculca și cu lacrimi te scula. Și totuși am ascunde din aceste lucruri pentru ca să fiu slujit nu din cauza situațiilor, ci dintr-o inimă curată. Vreau să sfințesc inima, scoate lucrurile străine, împrumuturile care te judecă, care te frământă, care te tulbură și acceptă sămânța bucuriei și a nădejdii ca să poți fi ca un pom roditor ce-și cunoaște vremea, că circă puțină vreme și un gând va fi îngăduit peste tot pământul și atunci vedea fiecare ce-o rodit și ce cade la pământ, dar important ce va rămâne în picioare. Pentru că cei ce vor lucra în neprihănire, Domnul îi va încurca din toate părțile și rodul lor se va vedea și în cer, și pe pământ. Și oamenii vor spune, aceștia sunt robii celui prea înalt, oricine le va face rău, va fi judecat de Domnul lor. Și te vor încurca de o parte și de alta, dacă vei înțelege astăzi sfatul Domnului și vei lua seama la el. Admiterea! Vei fi ca o frunză purtată când de-o parte, când de alta, și ca un balovit când de-o margine, când de alta. Domnul ți-a luminat inima prin fratelui, ia seama ca să rămâi în a lui înțelepciune. Amin. Amin. Amin.